Salut, Andrei. Cum a fost astăzi? Bună ziua! Un meci greu cu o Astra foarte matură, sunt o echipă puternică cu jucători valoroși. Știam că va fi un meci de luptă. Pare foarte rău că n-am reușit să scoatem măcar un punct aici, chiar dacă am venit să câștigăm astăzi. Ați condus cu 1-0 încă din startul partidei. Da, nu știu, e... Chiar nu știu al câtelea meci în care noi marcăm primii, ba mult, mai mult de atât marcăm și nu cred că trec 5 minute și ne vedem egalați. Asta este, trebuie să fim mai atenți și pe viitor trebuie să rămânem în avantaj pentru că avem foarte mare nevoie de puncte. Tu cum te simți acolo? Banda stângă te-am văzut astăzi. Parcă nu foarte confortabil. Da, nu pot să spun. Joc unde mister mă pune, dar... Postul meu nu este acolo, dar atâta timp cât voi fi folosit acolo, voi încerca să dau 100% și să mă ajut cât de mult pot echipa. Unde? În centru, nu? Atacant central te simți cel mai bine? Da, normal, atacant și în spatele atacantului. Astea sunt posturile mele. A treia înfrângere consecutivă pentru voi. Lucrurile nu arată deloc bine acolo în clasament. Începeți să aveți mici sau mai mari îngrijorări? Este normal să fim îngrijorați atâta timp cât avem foarte, foarte puține victorii în acest campionat, cred că 4. Cum a spus dumneavoastră, a treia înfrângere la rând nu este ok, trebuie să începem să strângem puncte, pentru că se împuținează meciurile și se îngroașă gluma. Tu te mai gândești și la Naționala de Tineret? Se apropie Euro acum? Mă gândesc mereu la echipa națională, dar că sunt conștient că este extrem de greu, mai ales și jucând acolo în stânga, dar evident să mă gândesc și să-mi doresc asta. Salut, Alex, cum a fost azi? Salut, cum să fie, din păcate am pierdut din nou. Am început jocul destul de bine, am reușit să înscriem și ca aproape în fiecare meci am luat gol din fază fixă, ceea ce nu-i bine și ne trage înapoi. Cum spuneai și tu, ați început bine meciul, ați reușit să înscrieți, conduceați cu 1-0, dar apoi a apărut că ați făcut pasul înapoi. Nu neapărat. Așa, e o senzație greșită din exterior sau așa v-am prins jocul? Nu neapărat. Am încercat să jucăm în continuare, știam că întâlnim o echipă bună, dar a venit acel corner, am luat un gol și tot s-a dat peste cap. Faza a plecat de la o neînțelegere între arbitri, n-am înțeles nimic, unul a ridicat tușierul, a ridicat au departe, celălalt a dat corner, ca să auzit el. Toate se întâmplă numai pe treana asta. Da, am văzut că ați avut unele lucruri de comentat la arbitrajului. A fost și meciul din etapa trecută, bănuiesc, care v-a inflamat. Da, este frustrant. Nu numai meciul de etapa trecută, numai meciul ăsta. La Radni s-a spus mingea din poartă și tot așa. Și a fost multe altele în care am avut de suferit din cauza acestor decizii. Dar nici jocul pare că nu e tocmai cel pe care îl doriți. Corect, nu știu. Eu zic că am început să jucăm mult mai bine, să încercăm să avem posesie, să pasăm, să ne creăm ocazii. Dar v-am spus, probabil că nici nu ești liniștit în cap, tot timpul ai impresia că ești defavorizat, ești așa puțin frustrat și nu se leagă nimic. Nu se leagă rezultatele în primul rând, da. A treia victorie, a treia înfrângere consecutivă pentru voi, sunteți acolo în subsolul clasamentului. Da, și noi avem nevoie mare de puncte, acum încercăm de la fiecare partidă să luăm cât mai mult și pe asta ne concentrăm, pentru asta ne antrenăm și trebuie ușor să aducem puncte, pentru că dacă nu vom aduce puncte, cu siguranță va fi rău pentru noi. Avem câteva meciuri în care, pur și simplu, nu știu, e greu de comentat. Ok, am avut gol valabil, ni l-a anulat, am avut un penalty inexistent la meciul trecut, astăzi au fost ok. Nu știu dacă a influențat partida, însă au fost niște faze în care am avut un corner pentru noi și nu s-a dat, clar, mai mult decât clar, din punctul meu de vedere. Nu știu la faza golului celor de la Astra dacă a fost corner sau nu. Este posibil să fi fost, nu știu dacă am văzut bine din studio de la dumneavoastră, se vede mult mai bine. La faza primului gol înscris de Răduț, nu că am văzut acolo nemulțumire la adresa deciziei. Nu am văzut bine, este posibil să fi fost, să nu fi fost, noi am văzut că n-a fost, dar... Una peste alta nu căutăm scuze, suntem într-o situație delicată și important este să, eu în special, să gestionez bine situația, pentru că ne aflăm într-o poziție în care
nu ne face deloc plăcere și vrem, ne dorim cât mai mult să ieșim de acolo, dar asta depinde numai de noi, de rezultate. Trebuie să facem rezultate, să câștigăm. Eu am spus, ca și joc, așa am jucat, a fost un joc bun, părerea mea, dacă exceptăm greșelile pe care le-am făcut. Dar ce trebuie făcut ca echipa să iasă din această serie negativă? În primul rând ne trebuie o victorie, indiferent cum o obținem. Eu aș prefera să obținem o victorie pe un fond de joc slab, sincer, în momentul de față. Asta este singura soluție. Una și să evităm, alta, și să evităm. Poate veni și o victorie după un joc bun, adică nu trebuie și, să... Da, evident că odată cu jocurile bune, din punctul meu de vedere, vin și adică fotbalul te... Adică, îți dă, dacă în momentul în care respecti și joci, îți dă și... vin și rezultatele. Dar noi asta avem nevoie în momentul de față. Nu este ușor, nu este ușor nici pentru noi, suntem la a treia înfrângere consecutivă. Moralul nostru este scăzut. Ne așteaptă un joc foarte important cu Viitorul, acasă, între ghilimele, pentru că jucăm la Mediaș, nu știm cum va fi terenul pe acolo. Dar, încă o dată, eu sunt responsabil de situație și trebuie să gestionez bine această situație. Mai avem 4 jocuri de jucat, încercăm să scoatem cât mai multe puncte din aceste 4 jocuri. Vă așteptați să fie situația atât de grea în momentul în care ați semnat cu Hermașat? Păi... Da, dacă s-au apelat la serviciile mele, înseamnă că lucrurile nu au stat bine înainte de venirea mea. Și mă gândeam că nu va fi ușor în momentul în care preiei o echipă din mers și mi-am asumat asta și mi-o asum în continuare, nu este ușor. Dar eu sunt optimist și am convingerea că vom reuși să redresăm corabia. Așa. Vă așteptați și mai mult și de la unii jucători? L-am auzit mai devreme pe Sântean, de exemplu, spunând că nu se simte tocmai confortabil acolo în banda stângă, că el prefera să joace în centru, ori atacant central, ori în spatele vârfului. Da, în momentul de față este decizia mea unde joacă Sântean, unde joacă Osman Viera, unde joacă, nu asta este problema. Părerea mea că noi trebuie să, încă o dată, să ne analizăm bine greșelile pe care le-am făcut, toți, și jucătorii, și toată lumea, și eu, și toți, să ne analizăm bine și să ieșim din această situație. Asta este de făcut. Bună ziua, înfrângere astăzi cu Astra pentru echipa dumneavoastră. Câteva nemulțumiri, nu? Am înțeles. Da, bună seara. Avem nemulțumiri. Sunt de mai multe etape, aș putea spune. Nu dorim să fim ajutați, nu cerem mila nimănui, ne dorim doar să fim tratați corect, să fim lăsați să jucăm, să ne putem apăra șansele și să se decidă pe teren dacă vom rămâne sau nu în prima ligă. Nu vreau să vorbesc specific de o anumită fază sau de o anumită persoană, dar cred că ați văzut și dumneavoastră maniera de arbitraj care a fost astăzi, penaltiul pe care l-am primit etapa trecută, meciul de la UTA, când ne-a fost anulat un gol valabil. Dacă le contabilizăm, probabil că aveam câteva puncte în plus în clasament și probabil că am fi fost pe o altă poziție. Și inclusiv moralul jucătorilor ar fi fost cu totul altul. Dar astăzi, concret, aveți ceva de reproșat arbitrului? Nu doar o manieră generală, ci niște faze? În primul rând, maniera, pentru specialiști, pentru oamenii cunoscători de fotbal, cred că a fost destul de evident. Și la modul concret, dacă mă întrebați, aș spune despre faza din ultimele minute, în care Aralița sare la cap cu Grauvaț, Aralița lovește mingea cu capul, iar Grauvaț lovește în cap. Faza s-a petrecut în suprafața de pedeapsă, probabil că ar fi trebuit să se ia o decizie. Și în aceste condiții, ce fac cluburile din Liga 3 pentru urgentarea implementării sistemului VAR? Da, cum vede Hermașteada acest lucru? După cum știți, a avut loc o întâlnire la Liga Profesionistă în care a fost mai mult o întâlnire informativă, s-au discutat anumite aspecte. Cu siguranță că nu va fi Hermașteada echipa care se va împotrivi implementarea sistemului VAR. Se va lua o decizie de comun acord cu celelalte cluburi și cred că e în beneficiu tuturor să se realizeze acest lucru.